Bună dimineața, voi începeți săptămâna, iar noi o terminăm. La noi este duminică și vă invit să vedeți tot ce am făcut la centrul de tuning în această săptămână. Stați tunați! Am revenit pe YouTube pentru că în urmă cu o lună s-a întâmplat cel mai important eveniment pentru brandul Design House. Am reușit să deschidem ceea ce nouă ne place să numim centrul de tuning. Spun nouă pentru că în acest capitol important în dezvoltarea mea în acest business nu sunt singur, ci sunt împreună cu doi prieteni, două persoane care au branduri în același domeniu și astfel ne completăm reciproc. Enzo Detailing este partenerul responsabil de partea de înfolieri, colantări, detailing și montaje de body kit-uri. Sau For Fun, pe care îi știți de la Constanța, dar care iată acum sunt alături de noi, activ și în partea București Ilfov, sunt responsabil de sunet, lumini ambientale, skylight, adică lumini în plafon și alte servicii ce țin de partea electrică. Astfel am reușit să formăm o echipă ce îți poate oferi tot ceea ce ține de protejare, întreținere și modificări estetice pentru mașina ta. Eu, așa cum știți, sunt în continuare responsabil de body kit-uri, fiind distribuitor pentru mai multe branduri de top, designer și producător de jante forjate, dar și distribuitor pentru alte branduri atât high-end cum ar fi HR, sau branduri mai prietenoase cu bugetul tău, cum este Venom. Te invităm deci să fii martor al creșterii noastre împreună, care este datorată și muncii pe care noi toți o depunem, dar și calității pe care ne-am obligat să o oferim clienților noștri. Dar poate cea mai importantă veste acum la deschiderea noului nostru garaj este asta. Eu în momentul de față sunt în M4. Nu am cumpărat încă M4. Proiectul ăsta este foarte, foarte important. Este Adro M4 Wide Body, ediție limitată 10 în lume, unul singur în Europa. Noi avem numărul 02. Ăsta nu este un proiect pentru clienți, este un proiect pentru garajul nostru, este proiectul meu și al lui Enzo. Urmează să cumpărăm mașina în curând și să ne apucăm de această operă de artă. Fiind singurul body kit din cele 10 la nivel mondial alocat pentru Europa, a trebuit să ne grăbim și să-l cumpărăm noi, pentru că altfel puteam să rămânem fără el. Însă, așa cum am spus, sunt foarte fericit și foarte mândru în același timp că am reușit să facem asta și cu siguranță acest proiect va fi unul important atât pentru noi și pentru garajul nostru, dar și pentru tuningul din România. Nu vreau să exagerez, nu vreau să mă mângâi pe spate mai mult decât este nevoie, dar totuși cred că este un lucru important că reușim să fim noi ca tuneri români printre singurii care fac un astfel de proiect. Unul din 10. Bineînțeles că vă vom ține la curent cu absolut toți pașii pe care îi vom face în modificarea aceasta. Vă luăm și pe voi în călătoria asta a noastră, care este atât de frumoasă, iar mașina va fi lansată oficial în primăvara anului 2025. Body kit-ul acesta este un wide body complet. După cum vedeți, avem aripile spate, aripile față, mult mai late decât cele normale, capota full carbon. În afară de bara față, absolut toate piesele sunt din carbon. Am ales acest proiect pentru că știu foarte bine calitatea pe care o oferă Adro și nu au dezamăgit. Piesele sunt absolut extraordinare. Bineînțeles, acesta este un kit exclusivist, însă puteți să vă comandați foarte multe piese mai simple sau chiar o modificare completă de bară față, așa cum vedeți pasta din fața mea. Adro nu modifică însă doar BMW-uri, are și Toyota, are și Tesla. Puteți să vedeți mai multe pe site-ul lor sau pe designhouse.ro, catalogul nostru de tuning. Pe lista noastră pentru această săptămână avem și acest frumos GLE, care nu arăta așa când a ajuns la noi. Era negru lucios, iar noi l-am transformat în acest satin, cu ajutorul, bineînțeles, PPF-ului, adică folia de protecție cu aspect mat. Aceasta nu doar că îți protejează mașina, dar îți schimbă și designul. Și dacă tot vorbim de design schimbat, mașina nu va rămâne așa. Mașina va primi un body kit Renegade, care deja a ajuns la noi în această cutie. Și, bineînțeles, nici jantele nu vor rămâne așa. Însă asta veți vedea peste 2 luni. Hai să vedem o parte din body kit-ul Renegade. Piesa asta foarte mare este lipul față, care s-a livrat la noi nevopsit și noi l-am vopsit în acest negru lucios. Piesa este din fibră de bazalt, dar poate fi comandată și din fibră de carbon. O să încerc să o montez așa un pic singur pe mașină ca să vedeți cât de agresivă reușește să facă mașina. Doamne ajută! Mi-ar fi trebuit, dar vezi, dacă nu mă gândesc dinainte, mi-ar fi trebuit un scotch de hârtie, dar o să o țin eu așa cu mâna, numai să vedeți voi cât de agresivă reușește să facă mașina o singură piesă. Mai stați puțin că o să o vedeți pe toată modificat. Bună dimineața, am ajuns și astăzi la birou cu cel mai mare chef.
Am chef, dar se pare că și astăzi mă tund aici, la birou. E ok. Întrerupem programul standard pentru că a trebuit să plec urgent de la garaj. Au sunat niște prieteni că s-au blocat într-o parcare. Nu știu cum să iasă și trebuie să mă duc să-i salvez. Ne vedem acolo. Ce ați făcut, mă băieți? Asta a fost plimbarea noastră scurtă până la Costinești, unde colegul nostru Vlăduț de la Sound for Fun a organizat un eveniment autonumit Sound for Fun Fest. S-a făcut seară și trebuie să ne întoarcem în București pentru că încă avem foarte multă treabă la garaj. Săptămâna asta am fost la evenimentul de la Costinești al colegului nostru Vlăduț Sound for Fun Fest și tot săptămâna asta s-a ținut la Mega Mall și evenimentul Subturat, pe care bineînțeles l-am vizitat și noi. Hai să vedem cam ce mașini au fost pe acolo. Aici o bătălie interesantă, de una după cealaltă. Uite-o! Uite de asta, lumea are verde, are verde. Mașina asta cred că se pune de singură. Bună de mașină. Cu siguranță ăsta va deveni proiectul meu preferat, dar vreau să vă arăt și proiectul meu preferat în momentul de față din toate pe care le-am făcut și este acesta, G63, primul urban white truck din România. Acum este unul negru la care am avut și eu un pic de aport. Ăsta l-avem și pe perete pentru că este foarte important pentru mine și vreau să vă trec printr-o scurtă prezentare a acestui body kit impecabil. Cei de la Urban Automotive sunt un brand englezesc cu peste 12 ani de experiență și care oferă o calitate absolut excepțională a pieselor lor. Majoritatea produselor lor sunt din carbon și în cazul de față, inclusiv extensiile de aripi, bara față, bara spate, chiar dacă s-au vopsit, ele sunt din carbon. Body kit-ul ăsta este un white body, așa cum îi spune și numele white truck, și în varianta lui de bază conține bara față, extensiile de aripi, pragurile, bara spate. Această bază a body kit-ului te va costa 26.000 de euro. Restul pieselor de carbon sunt opționale și sunt următoarele. Cele mai mici piese sunt aceste trimuri din jurul semnalizatoarelor, iar cea mai mare este, bineînțeles, capota, care de fapt este un capac ce se montează peste capota originală, la fel ca cel de la Brabus. Pe lângă asta avem alte piese din carbon, cum ar fi oglinzile, dar și elementul de pe plafon cu lumini LED. Iar în partea din spate avem capacul roții de rezervă branduit Urban. Aceste litere sunt separate și noi le-am vopsit în culoarea caroseriei.
Iar în partea de sus avem un spoiler finuț, dar de efect. Și în final mai avem și aceste trimuri pe stâlpul C, la fel din carbon. Modificările acestei mașini nu s-au oprit doar la body kit și avem și un set de jante pe 23 desenate de mine special pentru acest proiect. Pe lângă toate piesele din carbon pe care vi le-am arătat, body kit-ul mai vine și cu aceste tipsuri din carbon mat. Așa cum vă spuneam, prețul pentru baza body kit-ului, bară față, extensii de arii, praguri și bară spate este de 26.000 de euro, însă body kit-ul complet cu absolut toate accesoriile de carbon, așa cum le avem în cazul acestei mașini, costă 45.000 de euro plus TVA. Investiția totală în acest proiect s-a ridicat la aproximativ 70.000 de euro, pe lângă body kit, având, cum v-am arătat, jantele colantarea, dar există și costuri logistice, cum ar fi transportul, vopsitul pieselor și montajul. Piesele acestui body kit vin nevopsite și nelăcuite, iar de asta ne putem ocupa noi aici în România. Aceeași situație o avem și în cazul body kit-ului Adro pentru M4 și puteți vedea că aripile față, la fel ca extensiile de aripi spate, sunt nelăcuite. Și apropo de proiectul Adro, între timp am comandat și mașina, pe care o așteptăm să vină până la sfârșitul anului. O să vă las aici câteva poze. Mașina pe exterior am ales să fie neagră, bineînțeles, pentru că noi o vom colanta și o mașină neagră te lasă să pui orice culoare îți dorești fără a avea probleme. Iar în partea din interior am optat pentru o combinație de alb-negru, cu care la fel putem să ne jucăm, dar neapărat avem pachetul carbon și scaunele speciale din carbon. Hai să vedem și ce facem în garaj, că parcă prea mult birou strică. Avem două BMW-uri X6 M Competition LCI. Culorile nu le vom dezbate, astea sunt culorile de fabrică. Cea gri a venit la noi pentru o protecție PPF frontală, dar a și primit o ceramică pe toată mașina. Iar cea verde a venit la noi pentru un pachet de detailing complet. Dar pentru că avem două X6 M Competition LCI, vreau să vorbim despre tuning și modificările care se pot aduce acestei mașini. Și care este primul nume care îți vine în cap când te gândești la BMW X6 M Competition modificat? Larte. Larte este un brand foarte drag mie, probabil vă amintiți cel mai tare X5 din România și cel mai tare X6 M din galaxie. Acelea au fost două proiecte foarte importante, dar, după cum vedeți și aici pe perete, am avut și primul Mercedes AMG GT 4-door 43, care a primit un body kit complet din carbon Larte. Body kit-ul pentru BMW X6 M Competition Larte conține, ca de obicei, cam toate piesele de care este nevoie pentru a-ți transforma mașina total cu un aero kit. Aero kit înseamnă că piesele nu schimbă elemente mari, doar capota, dar bara față, bara spate rămân pe mașină. Elementele noi care vin sunt niște extensii, iar Larte ne oferă aceste extensii în două variante de material. Bineînțeles, cea mai bună alegere, dar și cea mai scumpă, este fibra de carbon. Dar poți alege și fibră de bazalt vopsită negru lucios sau o poți alege nevopsită și o vom vopsi noi în culoarea caroseriei tale. Pus de asemenea să combini materialele pieselor, de exemplu lipul față vine în trei bucăți, două părți laterale și o parte centrală, pe care poți să le alegi, de exemplu părțile laterale în carbon și partea centrală în culoarea mașinii sau negru lucios. De asemenea, nu este obligatoriu să-ți cumperi tot kitul, deși ți-aș recomanda asta. Dacă unele piese nu-ți plac sau bugetul nu-ți permite, te poți rezuma la atâtea piese câte vrei tu, dar minimul necesar pe care ți-l recomand eu este un lip față, pragurile, difuzorul pe spate. Larte oferă difuzorul pe spate cu tipsuri și cu luminile LED pe frână, dar astea sunt niște piese opționale care costă în plus. Și dacă tot am vorbit de costuri, un body kit Larte full carbon te va costa 28.000 de euro fără TVA. Asta, bineînțeles, nu include transportul și montajul. Același body kit din fibră de bazalt vopsit negru lucios te va costa 20.000 de euro fără TVA. În momentul de față, listele de așteptare Larte sunt destul de lungi, până la 12 săptămâni, așa că dacă vrei să-ți comanzi un body kit sau câteva piese de la ei, atât pentru BMW X6 M Competition, cât și pentru alte mașini, te invit pe designhouse.ro, unde ne vei contacta și îți vom oferi cele mai bune oferte. Bună dimineața, astăzi avem un program modificări de caroserie. Acest GLE va primi un body kit aero de la Renegade, pe care o să vi-l arăt în minutele următoare. Avem pacientul în operație, urmează să montăm și piesele astea în curând, urmează să dăm jos și bara spate, iar când va fi mașina gata, rezultatul va fi, sper eu, impresionant. Este vineri, suntem pe final de săptămână, probabil observați asta și din energia mea, deși noi lucrăm și sâmbăta, deci mai avem o zi.
Și ca de fiecare dată, fiecare sfârșit de săptămână este full. Dar ne bucurăm de asta, pentru că asta înseamnă că avem succes și ne bucurăm și de lucrurile mici. Ne-am luat televizor. Proiectul GLE Renegade merge bine, mai avem bara spate. Aici avem un PPF transparent, PPF mat. Aici avem un poli și un detailing. Și mâine ne mai vin niște mașini. Este vineri seara, este ora 10. Trebuie să vă și arăt că este ora 10. Ce mă enervează că nu pot să vă arăt după telefon, după ceas, este ora 10, da, vineri seara. Și acum plecăm de la garaj. Băieții, vă plac montajele la mașini? Enzo se pare că da. Da, și săptămâna încă nu s-a terminat. Ne vedem mâine cu ultima zi a săptămânii și ultima zi din vlogul ăsta, pe care sper că îl urmăriți. Am terminat de montat GLE-ul, iar voi o să vedeți rezultatul final în curând. Este sâmbătă și terminăm săptămâna asta cu un proiect aproape finalizat. Spun aproape pentru că urmează să primească și un set de jante pe 22 de inci. Și este vorba de acest super GLE care a primit pe lângă un foliere în folie de protecție PPF mată și un body kit aero de la Renegade. Body kit-ul conține în partea din față lipul, elementele din grilă, iar în partea din spate mașina a primit un eleron pe plafon, un spoiler pe portbagaj și în partea de jos un difuzor mult mai agresiv. Difuzorul a venit și cu aceste tipsuri noi. Și așa se termină o săptămână plină la centrul nostru de tuning. Urmează încă una care sper eu că se va bucura de la fel de mult succes, iar mașinile care sunt acum în garaj, pregătite pentru săptămâna următoare, arată că pronosticurile sunt în favoarea noastră. Două dintre proiectele tari de săptămâna următoare, BMW XM și acel Mercedes GLS63 nou nouț, ăla e un proiect foarte, foarte important. Pentru că această mașină va fi modificată complet, i-am comandat un body kit pe care vi-l voi prezenta în episodul următor, dar și un nou set de jante desenate de mine. Eu am fost Marius, noi suntem Centrul de Tuning, iar tu te abonezi la designhouse.ro. Stați tunați!